anul 2000, revista Times a hotărât, așa cum era natural, să aleagă omul secolului. Și după toate criteriile obiective, a reușit că omul secolului 20 este Adolf Hitler. Ferește că această decizie a strânit multe proteste și poate că n-au fost proteste motivate din corectitudine politică. Dar poate, mai ales, a fost dorința ca noi, oamenii simpli, să nu ne dăm seama în ce fel de lume trăim. Așa că Times a schimbat omul secolului de la Hitler la Einstein. Acum, mă rog, trăim într-o lume în care tot mai mulți oameni cred că Pământul e plat. Și ca atare, nu știu dacă Albert Einstein poate fi considerat omul secolului. Într-o lume în care se mulțesc flat earthery, în care Big Bang este considerat o fantezie și găurile negre o produsă imaginații bolnave, dar Einstein a rămas omul secolului, deși nu este. Acum, atunci când s-a luat această decizie, a apărut un curent puternic care, mă rog, au circulat e-mail-uri ca să facem petiție la Times să-L numim pe Iisus Hristos omul secolului. Ideea pare ridicolă, dar dovedește o tendință. Aduc aminte de o poezie a lui Vadim Tudor, care se încheie, era vorba despre alegeri și spune: eu îl voi vota pe Dumnezeu. Ideea de a-L vota pe Dumnezeu sau de a-L vota pe Iisus Hristos este tot mai populară în multe medii. Trăim într-o epocă de confuzie politică și ideea este că dacă îl votăm pe Dumnezeu sau pe Iisus Hristos ca președinte, șef al lumii libere, cancelar, ce vreți dumneavoastră, problemele se vor rezolva. Problema însă aici este că a-l vota pe Iisus Hristos, a-l vota pe Dumnezeu și a-l vota pe Adolf Hitler, Hitler este unul și același lucru. Și vei spune cum? Păi, să vă spun cum. Când spune de Hitler, zice, mă, este rol întruchipat, este mare criminal, a fost rasist, a fost antisemit, a făcut lagere de concentrare, mă rog, a făcut război și așa mai departe. Și venim cu lozinci din acestea ieftine, cum ar fi că răul este un mister pe care nu trebuie să-l înțelegem, nu trebuie să încercăm să explicăm nazismul sau holocaustul, pentru că atunci să le justificăm, ci să le luăm ca rău, ca rău în sine și gata, sau că lozinca omul rău se ridică atunci când oamenii buni nu fac nimic și alte platitudini. Însă, de fapt, Adolf Hitler este altceva decât învățăm la istorie. Și citându-l pe Giorgio Agamben, la care voi reveni în această expunere, vă amintiți autorului Homo Sacer, care declară că acum toți suntem hominim sacris, fie că noi suntem Homo Sacer, cu alte cuvinte, Agamben spune că Adolf Hitler este paradigma politică a timpului nostru. Și lagru de concentrare paradigma politică a timpului nostru. Hitler a creat un sistem nihilist perfect. Și sistemul acesta n-a rezistat, nu pentru că era nihilist, ci pentru că era perfect. Mi-aduc aminte de un dialog în Matrix, în care se spune că un Matrix perfect nu rezistă, oamenii se trezesc. Așa că trebuie unul imperfect. Agamben susține că paradigma nihilistă a lui Hitler, pe care Hitler a împins-o la perfecțiune, și mă rog, diferența între național-socialismul german și fascismul italian sau fascismul lui Franco sau democrațiile moderne, așa, este aceea că Hitler, fiind neamț, ca tot neamțul, a împins sistemul la perfecțiune. Pe când Franco și Mussolini n-au reușit să-l împingă la perfecțiune, dar mai ales democrațiile moderne au acceptat sistemul lui Hitler, dar au avut grijă să-l păstreze imperfect pentru că oamenii sunt să trezească. Dacă ar fi perfect, ar fi contestat și probabil ar fi distrus. Și ca atare trăim într-un fel de nihilism imperfect, în timp ce Hitler a creat nihilismul perfect. Și despre ce este vorba? În ce constă fenomenul Adolf Hitler? Cheia nu se găsește în filme ca Schindler's List sau, în niciun caz, Inglourious Basterds. Cheia se găsește
În două publicații al unui jurist german, cu 10 ani înainte de venirea naziștilor la putere, numele este Carl Schmitt. Și a scris două lucrări foarte importante, Politische Theologie, teologie politică, și despre dictatură. Carl Schmitt, teza lui Carl Schmitt, care este extrem de importantă aici, este, el se întreabă cine este suveran cu adevărat într-un sistem, poporul, legea, guvernul, legislativul, judiciarul, executivul, mă rog, voința poporului, cine este adevăratul suveran într-un sistem. Și Schmitt dă răspunsul, suveran este cel care hotărăște asupra stării de excepție. Și ce arată Schmitt în lucrarea lui juridică, fiind un jurist clipitor, asta toată lumea recunoaște, dușman și prieten, este faptul că cel care hotărăște, decide starea de excepție, care este oarecum, să zic, în afara sistemului. De aici numele teologie politică. Da? Teologie este, în limbajul aristotelian, este agentul imobil, cauza finală, da? A tuturor lucrurilor. Deci, cauza finală a sistemului juridic este în afara lui. Și este suveranul, oricine ar fi. Mă rog, dictatorul. Dar acesta este necesar ca să păstreze sistemul de lege, fiindcă el îl autorizează. Sistemul de lege se bază pe anumite autoritate, are anumite legitimitate. Și aceasta e mai clar în evul mediu, când teologia politică este clară. Adică regele e uns de biserică. Nu biserica face legile, nu biserica le execută. Dar biserica este cea care autorizează regele prin ungerea divină a regilor. Este un sistem dual, biserică-stat. Acum, în lumea modernă nu există sistemul dual biserică-stat. În lumea modernă există un sistem dual în care există o putere suverană care autorizează sistemul. Dar această putere, cum putem să o identifică? De unde știm cine are puterea? E președintele, e cancelarul, e poporul? Cine are puterea? E Curtea Supremă? Cine? Și răspunsul lui Schmitt este o frază simplă pe care demonstrează magistral în cărțile lui, care pot fi găsite, de altfel și le recomand. Anume, suveran este cel care decide asupra stării de excepție. Ce caracterizează cel de-al treilea Reich? Faptul că Hitler niciodată nu a schimbat legile țării, și asta pare surprinzător pentru unii, și nu a desființat Constituția Republicii din Weimar, care era o Constituție democrată. A lăsat-o în putere, dar a condus, timp de 13 ani, Hitler a condus doar prin stare de excepție. Și această stare de excepție implică suspendarea Constituției la voința suveranului, pentru că suntem, să zic, într-o stare de urgență, într-un mare pericol. Acum, George Agamben, la care m-am referit, arată că, de fapt, în democrațiile moderne, sistemul de conducere este același ca în al treilea Reich. Anume că, tot mai mult, puterea suverană, indiferent care ar fi, că e președintele Statelor Unite sau că e președintele României sau că este un partid în spatele lui sau că este o organizație ocultă, nu știm, da? Dar puterea suverană de la al doilea război mondial încoace tot mai des a condus prin stare de excepție. Această stare de excepție este justificată de anumită primejdie. O avem, începem cu Richard Nixon în Statele Unite, că a spus, las la o parte lumea comunistă, vorbim de democrație aici, da? Richard Nixon, războiul împotriva crimei. Ronald Reagan, războiul împotriva drogurilor. George Bush și Obama, războiul împotriva terorismului. Bun. Merkel, Trump, criza din Siria, problema refugiaților. Întotdeauna apare o stare de excepție, care nu implică desființarea democrației și a Constituției, ci suspendarea ei, suspendarea drepturilor constituționale ale cetățenilor,
pentru ca suveranul să aibă mâinile dezlegate, să lucreze cu ce scop? Nu ca să distrugă sistemul juridic, democratic, constituțional, ci ca să-l păstreze. Împotriva lui Dușman care îl atacă. Aici Agamben e un tip extrem de subtil, cine a citit cărțile recunoaște că este foarte subtil și foarte greu de înțeles. Și e greu să ajungi la o concluzie. Dar este aici o chestie genială și aș vrea să trec la cealaltă teză a lui Agamben, că paradigma politică a timpului nostru este lacul de concentrare. Noi toți, de fapt, suntem morți la ora actuală. Din punct de vedere politic, suntem morți. Suntem lacul de concentrare. Și cum vine asta, că v-ați spune ceva, stai puțin, că nu ne duce nimeni la camera de gazare, nimeni nu, mă rog, nu ne muncește 16 ore pe zi, nu ne ține cu o gamelă de mâncare. Asta nu înseamnă că n-are puterea să o facă, dacă nu o face. Exemplul luat de Agamben este foarte important. Se referă la lagărul de concentrare nazist. Este pentru el dovada supremă a puterii suveranului de a suspenda Constituția. În sensul că Hitler a suspendat drepturile oricărui cetățean german. Deci, din punct de vedere juridic, un cetățean german nu are mai multe drepturi decât un evreu din lagăr. Însă, suveranul își alege, să zic, alege victimele, da? Și ce caracterizează evreul din lagăr. Și nu numai evreu, poate să fie comunist, liberal, țigan, homosexual, catolic, ce vreți dumneavoastră, protestant, mă rog, Niemöller, Bonhoeffer, oricine vreți, da? Ceea ce caracterizează omul din lagăr nu este faptul că este, să zic, e pedepsit pentru o crimă. El nu este judecat și nu este pedepsit, nu este condamnat. Pentru că condamnarea, judecata, pedeapsa, implică o anumite drepturi juridice, exercitate, care pot fi abuzate, nu recunosc, dar implică un anumit statut al cetățeanului. În timp ce lagărul de concentrare implică suspendarea acestor drepturi. Numai că diferența între evreul din lagăr și germanul de care este cel condamnat fie să meargă pe frontul de est, fie să, mă rog, să aibă orașele bombardate de aliați sau nevasta violată de Armata Roșie. Deci toți sunt condamnați în ultima instanță. Dar cetățeanul german în 1939 are sentimentul că duce viața normală și legea se aplică la el, dar nu se aplică pentru că are putere, ci pentru că Führerul e de acord să se aplice. Dar partea vizibilă a sistemului este lagărul de concentrare. Pentru că acolo se arată faptul, în situația evreului în special, este arătat că cetățeanul german, evreu fiind cetățean german, evreu fiind german, da? Mă rog, evreu cosmopolit în lagăr, e om de erudit, de cultură germană, vorbește germană mai bine decât gărzile care îl păzesc, cunoaște pe Goethe și Hölderlin mai bine decât comandantul lagărului, este german, da? Și cetățean și-a luptat în primul război mondial. Bineînțeles, a fost rănit, a fost decorat, are și crucea de fier, poate. Dar problema este că acolo ni se arată faptul că cetățeanul german a fost dezbrăcat de toate drepturile și la ce a fost redus. Agamben dă un exemplu tipic din lagărul de concentrare german, de care se vorbește puțin. Adică, filmele despre lagărele de concentrare, bineînțeles, sunt despre cum există încă credință și umanitate și cât de răi sunt ăștia alți și, mă rog, oarecum vrea să aibă un mesaj optimist, dar de fapt reprezentatul tip, așa cum individul din lagărul de concentrare are adevărul despre individul de afară, e vizibil, adevărul despre lagărul de concentrare nu sunt filmele și nici memoriile lui, mă rog, în sfârșit, fără să dăm nume, au multor autori care și-au făcut nume și bani după aceea, și adevărul este arătat de tipul pe care tipul care este numit musulman. Și musulmana traduce prin molușcă. Omul care devine molușcă.
Adică omul care nu mai are nicio reacție umană, este doar viață biologică nediferențiată. Și acest fenomen la omul care devine molușcă, care privește în gol, care devine apatic, indiferent față de viața lui, care devine total pasiv, este un fenomen al lagărului nazist mai puțin reprezentat în producții Hollywood și toată literatura asta post-Holocaust. Însă cuvântul Holocaustul e dubios, nu-i așa? Că Holocaustul însemnează cu oarecum, înseamnă ardere de tot, înseamnă că a fost o jertfă. Dar n-a fost o jertfă, aici este problema. E homo sacer, da? Homo sacer nu poate să fie... Homo sacer poate fi ucis de oricine, dar nu poate fi adus ca jertfă. Deci, lagurile de concentrare și camerele de gazare nu sunt jertfe, fiindcă aceste homo sacer nu pot fi aduși ca jertfă. Și acum, trecând la aspectul de musulman, este interesant, fac eu un comentariu aici. De exemplu, mă gândesc la o poezie al lui Radu Gir, din timpul pușcăriei comuniste. Și interesant că comunismul știa au fost cei mai antifasciști din toată Europa, să știe asta. Dar nu numai gulagul, dar pușcăria comunistă din România, pur și simplu, implică exact același fenomen, ca și lacră de concentrare și mă refer la situația de musulman, în care Radu Gir are la un moment dat un vers, poate nu-l amintesc perfect, dar sună cam așa: omul care a fost învins stă în celulă și așteaptă să se vândă pe sine. Deci este dispariția totală oricărei demnități umane. Și noi încercăm să păstrăm iluzia demnității umane, dar de fapt orice demnitate umană a dispărut atunci și nu mai există în lumea care urma după aceea. Mai vreau să comentez puțin teza faimoasă a lui Agamben Homo Sacer, da? Deci, hai să luăm exemplul lui Iisus, da, aici, pentru că va trebui să ne întoarcem la exemplul acesta. Ceea ce arată Agamben este că Iisus n-a fost condamnat de Pilat din Pont. Și Agamben se întreabă de ce susține atât de mult, de ce susține crezul creștin, că a fost condamnat de Pilat din Pont, că de fapt n-a fost condamnat. Aici deja biserica face un joc ca să acopere adevărul despre condamnarea lui Iisus, că biserica este de partea puterii, adică de partea lui Pilat, bineînțeles, a cezarului. Deci Pilat s-a spălat pe mâini. Pilat a refuzat să dea o sentință și după toate sistemele juridice, fie că e dreptul roman, fie că este legea mozaică, Pilat trebuie să ajungă la un verdict vinovat sau nevinovat. Asta e dreptul lui Iisus să fie judecat, să-i dea un verdict vinovat sau nevinovat. Dar Pilat nu-l condamnă pe Iisus. Nu spune că e vinovat, nici că e nevinovat. Îl pune să dă să fie torturat. Și îl dă pe mâna iudeilor să fie răstignit, fără a fi fost condamnat. Iisus este în clipa asta homo sacer și tabloul lui Iisus dezbrăcat pe cruce, sângerat, mă rog, cu mâinile și picioarele bătute în cuie, spunând doar mi-e sete și reprezintându-se cu sete la buretele de oțet. Ăsta este adevărul. Nu tablou idealizat, cum, mă rog, ne place nouă să-l vedem. Crucea ca bijuterie și ca decor și ca simbol religios. Nu este așa ceva. Iisus este exemplu perfect de homo sacer, pe care poți să-l omori, dacă vrei. Au vrut să-l omori, l-au putut omoră. Nu i-a împiedicat nimeni. Dar nu-l poți aduce jertfă. Și aici este, ca și în cazul Holocaustului, marea farsă jucată de biserică a fost atât că Iisus a fost jertfă. Jertfa se ducea la templu. Jertfa este adusă la templu pentru ca Dumnezeu să fie îmbunat. Iisus n-a fost adus ca jertfă să-l îmbuneze pe Dumnezeu. Asta e mitologia creștină, mă rog. Pavel spune că dacă e vorba de o jertfă, este o jertfă a lui Dumnezeu, de către Dumnezeu să îl împace pe om. Nu invers, da? Deci, dar faptul, spune Pavel, epistola către evrei, sau oricine a scris epistola către evrei, faptul că Iisus a suferit în afara cetății, acolo, spune Pavel, unde se aruncau cadavrele, pielea și, mă rog, excrementele, animalelor jertfite la templu, ne spune ceva. Și
Iisus a suferit afară din cetate. Spune Pavel ca să sfințească norodul, da? Care este norodul acesta? E homo sacer. Sau hominim sacrim. Adică, îmi vine în minte groapa lui Eugen Barbu. Oameni reduși la existență biologică pură. Prește Barbu, un mare, mare scriitor și un gânditor politic destul de profund. Înțelege conceptul bine. El caută omul acolo unde e descalificat de orice calitate politică, economică, socială, culturală. În groapa lui Oatu, da? Deci Iisus s-a suferit pe Golgota, care este versiunea Ierusalimului a gropii, a Ghenei, ca să sfințească pe cei care trăiesc în groapă, să zic, în Ghenă, în locul de gunoaie, cei care trăiesc în gunoi, cele care sunt hominim sacri. Bun, aici, deci, vreau să închid această paranteză, ca să discutăm conceptul de homo sacer. Agamben susține că nu numai că lagrul de concentrare este, arată, sunt hominim sacri toți și că musulmanul este tipul cel mai perfect a tipului de homo sacer. Dar că toată Germania era hominim sacri și că toți suntem azi hominim sacri. Numai că sistemul este în mod intenționat făcut imperfect. Ca să ne vedem nihilismul, să ne trezim. Și că există puterea, deci puterea care ține legile și le protejează, este puterea care poate da starea de excepție și care conce tot mai mult prin stare de excepție. Și faptul că există această putere a stării de excepție însemnează că, de fapt, drepturile astea sunt suspendate virtual. Și noi trăim toți într-un lagăr de concentrare, adică puterea are dreptul la viață și la moarte asupra noastră, fără să treacă printr-un proces legal, ca în cazul lui Iisus, fără să ne întrebe. Și lucrul acesta este ascuns în mod subtil. Dar aceasta e realitatea care se vede din când în când. De exemplu, în Statele Unite, când un polițist împușcă un om nevinovat și niciodată nu este condamnat, nu este judecat. Și este o demonstrație ca să ni se arate că puterea are dreptul de viață și de moarte asupra noastră. Și nu putem face nimic. O altă, Agamben, așa cum am spus, a fost foarte preocupat de această problemă și este un analist foarte, foarte subtil. Și interesant că în analiza lui Homo Sacer, el merge înapoi la cetatea, la polisul grec definit de Aristotel. Și faptul că Aristotel împarte viața în viață pur și simplu și viața calificată politic. Viața pur și simplu este exclusă din viața politică. Și Agamben susține că noi toți suntem acum viață redusă la viață pură ca musulmanul, ca omul molușcă. Deci, nu. Dar care e diferența între cele două? Și ne arată Agamben că pentru Aristotel, omul ca animal politic, să deosebești de omul ca animal biologic, prin faptul că animalul are o voce și omul are un limbaj. Și ăsta e aspectul interesant aici. Întrebarea este nu cine are vocea, ci cine are limbajul. Da, toți avem vocea, țipăm, ne băităm, ne bucurăm, avem vocea. Dar cine are limbajul? Limbajul are mass media, îl are elita politică, îl au diferiți pundiți, îl au avocații care ne reprezintă. Noi nu ne putem reprezenta niciodată, ne pierdem. Avem totdeauna nevoie de un avocat să vorbească pentru noi. Noi nu avem limbaj și asta este dovadă că cei care nu au limbaj, ci doar voce, se reduși la statutul de hominim sacri. Deci, teza lui Agamben este că trăim, de fapt, în continuare în paradigma devenită de Carl Schmitt ca teologie politică. E teologia politică a secolului 21. Care e soluția? Este interesant, a existat un marxist de Frankfurt numit Walter Benjamin, mă rog, englezii spun Walter Benjamin, care a fost, mă rog, oficial s-a sinucis în Spania după ce a plecat din Germania nazistă și Statele Unite, așa cum era de așteptat, i-a refuzat viza de intrare și omul s-a sinucis, dar de fapt a reieșit după câteva luni sovietice
sunt destule dovezi circumstanțiale că omul a fost lichidat de agenții lui Stalin. Deci cineva care hăituit de Hitler și de Stalin și este privit cu suspiciune de Roosevelt. Mă rog, cazul perfect de animal hăituit. Walter Benjamin a avut o polemică cu Carl Schmitt. Și Walter Benjamin în teze asupra filozofiei istoriei are o idee foarte interesantă. El spune așa, Edgar Allan Poe are o povestire despre o mașină care juca șah. Mă rog, Edgar Allan Poe, mult înainte de era computerelor, vă dați seama că așa ceva nu era posibil. Deci o mașină care juca șah. Dar de fapt, mașina a ascuns un pitic, foarte bun șahist. Și el conducea mișcările mașinii. Așadar, spune Walter Benjamin, mă rog, marxiștii și mai ales consideră că mașina e un fel de automat, că istoria e un fel de automat care merge după legile determinismului economic. Și, în general, istoricul modern vede aspectul de automat al istoriei, determinat de anumite legi economice sau culturale, financiare și așa mai departe, și încearcă să le discute foarte savant. Dar în această mașină este asuns un pitic urât, numit teologie politică. Benjamin nu se entuziasmează de teologia politică. Spune un pitic urât și mic. Însă, și trebuie să îmbrățișăm. Și singurul mod de a combate nihilismul modern, al teologiei politice moderne, e prin altă teologie politică. Prin mesianism. Adică să redescoperim, din punct de vedere politic, nu mă refer la aspectul religios, creștinismul. Adică gestul lui Iisus care, atunci când a fost redus la statutul de molușcă, de cruce, de homo sacer, de fapt a întărit pe toți cei care locuiau în ghenă, în groapa de gunoaie, cei care erau respinși din societate. Și acum suntem toți respinși, cu excepția unei foarte mici elite politice. Noi suntem toți și financiare, noi suntem toți în afara cetății. Numai că sistemul este destul de bine lucrat ca să nu ne dăm seama de acest lucru. Bun, ce v-am prezentat este teza mea. Este teza lui Giorgio Agamben, filozof italian. Și este, mă rog, filozoful Carl Schmitt, care se pare că a fost adevăratul jurist al secolului 20 și 21. Însă e ceva ce ne deschide ochii să vedem vorba lui Alice în Țara Minunilor, cât de adâncă este gaura iepurelui. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!